Salmo Ducadam face parte din generația de aur. Este unul dintre românii cu care ne mândrim datorită performanțelor pe care le-a avut. Puțin știu însă că fostul portar a avut momente de slăbiciune în care a vrut să renunțe. Cariere. Au fost momente în care v-ați pierdut speranța? A, cu siguranță. Au fost momente în care ai anumite, eu știu, momentul în care vrei să te lași. Am avut și eu momente după ce am venit la Steaua, cred că după 2-3 luni de zile, am jucat un joc la Brașov în care am luat un gol copilăresc, un meci televizat, m-am făcut de râs și am vrut să mă las. Dar am avut avantajul de a-l avea aproape pe Ion Voinescu, Nea Țopică, antrenorul nostru de portar, care mi-a dat încredere și am continuat și bine am făcut. Și am putea spune că dumnealui a fost ca un înger păzitor pentru dumneavoastră în acele momente mai dificile? Cu siguranță. A fost un om extraordinar, Dumnezeu să-l odihnească, unul din cei mai mari portari care a avut România și, în primul rând, un om fantastic care îți dădea tot timpul acea încredere de care aveai nevoie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi om? Mă uit aici în spate și scrie Gala de Excelență, Suflete, Oameni și Speranțe. Și cred că... A fi om, să fii normal. Să nu-ți fie rușine să vii la o petrecere într-un costum de la ale c***, dar cu un care costă